Mulțumesc, domnule președinte. Declarație politică, războiul dintre noi și între noi. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, s-a scurs aproape o lună de la declanșarea unui conflict pe care nu ni l-am imaginat, nu l-am prevăzut și mai ales nu l-am crezut. Amintirea celor de al doilea război mondial era deja estompată, mai ales că cei care ne-ar fi putut relata pe viu acest război sunt în copleșitoare majoritate duși. Am învățat la școală, am citit în cărți, am ascultat povești și am considerat că un război în Europa vom mai găsi doar studiind istoria. Și iată cum istoria se repetă, nu mai este doar o propoziție pe care o aruncăm din când în când, ea se repetă sub ochii noștri, cu alți oameni, jucând însă aceeași piesă. La fel cum a fost și cu începutul pandemiei de COVID-19, când priveam imagine din China și ne părea un film, așa am privit probabil și războaiele din zone îndepărtate nouă. Un film la care mai vărsam o lacrimă, ne mai simțeam emoționați puțin, dar pe care îl uitam a doua zi, grăbit să ne rezolvăm treburile cotidiene. Parcă puțin treziți, ne mirăm și ne indignăm că aproape de granița noastră se petrece o tragedie. Ne grăbim să ne oferim ajutorul, ne mobilizăm online și offline, pentru că empatizăm cu vecinii noștri, pentru că o dramă umanitară nu ne poate lăsa indiferenți. La nivelul societății, al oamenilor, am trecut testul solidarității. Orice război naște drame. Milioane de ucrainieni, fugiți din calea armelor și a bombardamentelor, sunt mărturia vie a unei tragedii pornite din motive pe care nu le știm cu adevărat. Dar un război nu naște doar o dramă umanitară, ci și una socială, dar și economică deopotrivă. Chiar dacă emoția primară ne îndeamnă să cerem poziții rapide din partea statului, consider că echilibrul este cuvântul de ordine. Poziția României este una echilibrată în acest moment și grație unui consens politic. Ne onorăm angajamentele și obligațiile, dar ținem cont de context și de drepturile noastre. Trebuie să ne ajutăm vecinii, trebuie să fim parte din Europa, trebuie să fim parte din NATO, dar nu trebuie să translatăm tragedia ucraineană în România, pentru că ne vom confrunta cu probleme și mai mari decât cele pe care le avem deja. Partidul Social Democrat condamnă orice formă de manifestare violentă. Am ajutat la nivel de partid și la nivel individual, acolo unde a fost nevoie și unde s-a putut. Numeroși cetățeni au venit alături în acest demers, pentru că Partidul Social Democrat este în primul rând un partid cu oameni, despre oameni și pentru oameni. Și vreau să le mulțumesc tuturor pe această cale. Închei cu speranța că acest tragic conflict își va găsi cât mai rapid sfârșitul, iar oamenii fugiți din calea armelor se vor întoarce liniștiți pe meleagurile lor natale. Mai sper, de asemenea, că urmările acestui război să aibă un impact cât mai mic asupra românilor, să ne urmăm drumul european și să reușim să reconstruim tot ce am pierdut economic, social și uman. Vă mulțumesc, deputat PSD, circumscripția electorală 42 București, Dan Cristian Popescu.